tânăr, încă tânăr, și a creat multe ocazii, că aici are un are merite, a avut merite aseară, decât că mai are de lucrat acolo la partea de finalizare, care nu e o treabă ușoară, e o treabă, e vorba de antrenament, de mai multe. Poate și de talent, habar n-am, nu știu, de simț, de... Asta vedem, asta vedem, cât are, 22 de ani, are timp să crească. Da. De Matei ce ziceți? Că l-am văzut, imaginea, într-adevăr, nu sunt foarte plăcute. Păi, Matei nu mai este de astăzi capitan, mai vedem și alte. Financiar, deocamdată, nu va plăti de viitor, dacă se mai întâmplă, va plăti. Vedem dacă și în materie de, eu știu, dacă va mai fi titular în funcție de și de el, ne mai gândim, dar ce este foarte clar că nu e inadmisibil ce a făcut, nu există scuze și trebuie să existe un respect atâta timp când lui. În general, fotbaliștilor de la Dinamo li se oferă respect din partea conducerii și a antrenorului în primul rând. Trebuie să fie și ei pe măsură. Antrenorul este suveran în a lua decizii și jucătorii trebuie să au ceva neclar să discute între patru ochi. Dar este încă tânăr și probabil s-a și obișnuit așa că nu prea existau reguli înainte. Și e clar că sunt reguli și nu mai tolerăm ieșiri de niciun fel, ieșiri care practic ne creează de servicii și vrem să regulile să fie respectate. Da. Numai așa putem face performanță. Cine e nou capitan? S-a hotărât? Din câte știu, a fost ales Grigore. Grigore, asta mă gândeam că... Grigore merită să fie capitan, este de mulți ani la Dinamo, chiar în acest sezon a jucat foarte bine. Ca urmare, el a fost desemnat. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriți.